contează. Ai, nu mai contează, că mă ta important până e să nu mai dau până la vârsta mea ta, dacă dai 17-5 ani de acum încolo. Păi, cât ai mai trăi eu de la 200 milioane, doar și 1 miliard. Da, e un miliard fără ceva, așa. Da. Și cât ai mai trăi eu de la 65 încolo? Și mă, și cu miliard de fiecare an. Păi, 100 de milioane pe an, în 5 ani, îi dă... spus, bă, păi nu, nu e corect. Și acum am depus actele, că am adus să făceam 40 de ani vechime, când aveam dreptul să depun dosarul pentru pensie anticipată, prin februarie. Și m-am să depun, am trimis fata strivată să pun dosarul și îmi spune... Da, dar putea să găsați o nebună să-ți depun dosarul în 60 de ani. Bă, cum e legea? Dacă ai vechime 40 de ani, poți să depun dosarul pentru pensie anticipată. Da, și da, dacă găsești fără o nebună. Și am mai stat până în iulie, pe 5 iulie am făcut. Am depus actele pe 5 iulie, pe 6 iulie. Uite, aici nu mi-a venit decizia. Adică, trage de timp. Da, e, ce vrei? Acum, o să vin, când o veni în octombrie. Pierde de aici, nu știu toate. Da! De cine trage de timp toți salariații care lucrează acolo, că dacă se desfințează chestia lor, ei înseamnă că moare de foame. Îmi dă ăștia mie de la Banca Transilvaniei, îmi dă telefon. Eu am declarat animalele și îmi bag în cont la bancă, pământ, alea... Nu ești cu Apia? La Apia, da. Apia, nu? Da, da, da. Și m-a întrebat, la ceva, la... Am avut cont acolo și la Banca Transilvaniei. Așa, dacă n-am avut nevoie de bani, i-am transferat în depozit final, tot la ei. Așa. Și am văzut 690 de milioane la ei, în depozit. Mă duceam, luam 10 milioane, mai dădeam la băieți, 20, cât îmi trebuia, 30, restul... Și mă spunea eu, bagă-i brecul dobândă de nu știu cât la sută. Nu-i bag brecul dobândă, îi bag cu 5%, când fac dobândă la dobândă și când am nevoie, atunci la zi, la lună. Și dacă îmi dă cu 2 lei mai mult, de aia ce pula gara și să fiu, îmi dădea 7% da, și îmi scoteai la an. Și dacă scoteai la an, la ei, știi? Și am lăsat așa. Și îmi dă telefon de la banca Transilvania. Că dacă am nevoie de bani pentru agricultură înainte, așa, ca să ai... ne dă de la APIA, dă el, fac o cerere la APIA, pe cum sunt de acord, și mă duc și îmi dă ei din contul lor, dar ei, spre exemplu, la 100 de milioane oprește 10. Ai înțeles? 10%, da. 10%. Ia ascult. Așa ce n-ai mă dumnezeu. Ia uite, pup aia cu telefonul, cu coana. Și cu coana, dacă mi-a dat telefon, i-a zis, nu, doamne, mulțumesc, eu te am un prieten aici, eram cu Vasile Roșu. Am un prieten aici și ăsta vrea să ia bani, ia zice, îți doar imodalitatea și cât aici. Și mi-a zis, bă, pomine și cu avizul, iar de nou. De ce dădea? Îmi dădea mie în cont, înainte, că știa că am depozit la ei, măi, dacă nu plăteai, avea de unde să ia. Avea de unde să ia, depozit, dar nu știu ce. Dar nu dădea un amărât care n-avea de loc, ca să își facă la treaba, și pe partea aia alta se pui acolo. Mă uitam, îi spuneam lui Vasilie, uite, mă, ai vreau când după amin. Iar îmi dădea telefon. Vă scoți banca. Ei, aia cu coanele alea care era acolo, nu era salariații lor și cu 10%, nu le faci și lor salariile? Cu cât faci mai multe chestii de trația, nu verificați acolo. Camilicianu, cât ia, da mai multe... Nu, la rafa să merg, eu sunt la rafa să merg, nu mi-a dat și la dații eu sunt la rafa să merg. Aceasti doar. Bine, am și la ăștia, mai am și la una garant în bancă, o de-aia turcească pe acolo, mai am un miliard. Cum e zona aici, acum da. Acum eu ce-am strâns, acum am luat un blog la un băiat și acum vreau să iau lui ăsta la altul. Ce-ți băieți? Băi, băieți soțetice. Îți trăiască, îți trăiască. Nu, fără nepot. N-ai neposibil. Nu s-a surat niciun. Măi, am nepot de 28 de ani. S-a mărțat fiimea la 16 ani. Am nepot, 1-28, 1-24 și la fată. Și de la băiat, am doi nepoți și la ăla. Tata mea are 48 și unul are 28. Ăla-mi plic. A fost altfel, eu m-am surat la 30 de ani. Da, eu m-am surat la 19 ani. Ai cumplit mai mult, da? La 19 ani, nevastă mea avea 16.
Eu când m-am luat militar la 22 de ani, când m-am prelungit agricultura, aveam copil acasă. Aia, ce aia era. Dă-i drumul, dă-i permisie lor la care să ce la femeie, da. Putem, în armată. Iar o mai lăsai o dată. Dar eu i-am dat anul și cărlanul că eram întârziat. Era întârziu. Da, și ai dat trei focuri automat, așa. Automat. Am făcut școală după Gurerla, am cam fugit eu de armată și am făcut armată, m-am lăsat la bată la 25 de ani. Am făcut școală de pădurari la 27. La 27 ani, la 27 de ani m-am angajat. Ce am? 32-33 de ani. Puțin, dacă o bag pe caz de boală, vorba lui Dânsu. Iau 3 milioane, 5 milioane. 4-5 milioane, da. Mai mult nu iau, 3 pe mă. Dacă eu sunt bugetar, de aia... Salariile a fost mic, da. Bă, arăbim ce, acum am salariu... Iau mi pe mână vreo 9 milioane 40. 10 am zis. Eu am zis 10. Am tot 13, 12 și 400, parcă așa, 20 brutul. Brutul și mână 10. 9 jumate. 9 milioane 400 eu. Acolo. Înțelegi? Deci mai mare ai toată. Fiesia mai mare are el la tucă de nu că a fost salariul bugetar, adică fiind salariul bugetar, salarii mici. Da. Ia uite ce zicea. Gata vorbeam cu... Intram la noi la salarii, acolo și zicea la negociere de salarii. Așa. Și zice... Ce contege? Nu, zice... Șeful de ocol, actualul șef de ocol, acum e leat cu mine. Ah, șeful ocolului. Iar directorul e mai mare cu un an. Și când se pune ăla șef de ocol, când cade la directul, da, da, da. Unul era cu PDL-ul, unul era cu PSD-ul, unul, zici, da, mă, bă. Și zice, bă, ce-i mă cu tine aici? Ia, ce-i cu tine aici? I-am venit și eu la negocieri. Ce, bă, dracu, ți mai trebuie și bani? Corect. Aici am avut asta. Semnăm și sănătate. Îți mai trebuie și bani? Nici mă uitam că pe salariul de lămpezi, da, mă. Te-am la asta, cum îi ziceam, vreo 200 și ceva, aproape vreo 30 de milioane. Bă, fiule! Ia uite, am... Băi, omule, ce fac? Asta-s la fiul. Băgat pe zi, băgat pe card la Raiffeisen Bank. Ai văzut, băi, da. Așa, băgat pe card. Și spune, s-a uitat băiatul meu când am băgat eu cardul, mai am și pe cumătrul lor. E pădurar cu mine, ăla care l-a zis. Și ăla i-a anticipat de înainte, de-n card, de-n cutare. Și la mătă rămâne pe card. Și a zis, zice, ia-ți băgăm la tătuț, zice. Zice, la tătuț e cu 0-0. La mine apărea 24,36, nu știu cât, cu banii ăștia acum. Și a zis, cât e, mă, că eu nu mă prea pricep. Zic, am 24 de milioane, dar ăla mic râdea, ăla micu a terminat facultatea de agronomie, anul ăsta. La sumare a făcut drept și fata are... ăla mare, la fratele meu, angajat jurist și face o școală acum de notari. Mm-hmm. Și fata a făcut finanțe bănci și o ține cam pe post de contabil la ei acolo, la fermă. Și la o fermă. Aici, la fratele meu, fratele meu are o fermă în județul Galați, pe la... Galați, nu-i Brăila. Nu, județul Galați, la Brăila. Mama mea de aici s-a dus la ei, la fermă, acolo. Și când a venit apa, ea nu vrea să plece de aici. Când a venit apa în necat, am luat-o la mine acasă, s-a bolnăvit, s-a dus la doctor la Brăila. Unde a luat fiul? Dacă s-a dus la doctor la Brăila, i-a zis că e cam bolnav și n-am mai adus-o înapoi. Și dacă frații are vreo 4-5 frați la Brăila, nu mai duce-mă. Și a venit aici la, până peste gârlă să vadă casa aici. Eu am vorbit cu ăștia pescari ăștia, băi, luați bărcile de aici. N-avem prea cu ce te treci. N-am prea cu ce te treci. Și am mai trecut vreo 5-6 luni și n-am mai venit. Pe urmă a zis, nu mai. Și vine numai când îmi place. Da, vine să vadă... N-am mai venit de când am necat o apă, n-am mai adus o zi aici. Vine a trecut. N-am mai vrut, că ea plângea toată. Păi da, să vadă era, locul... Ea era învățat aici, ce mai avea pescare, ea nepoate, trăgea aici, mai, nu, nici de cum. Ce, i-a pidit bărcinii ca să nu mai vadă casa, să treacă nicoa. I-am ascuns bărcinii ca să nu mai vadă, da, da. Și altfel ea începea iar de nou, să plângă, vine înapoi, să plângă și acum e la frate, acolo cu băieții mei, cu toți, sunt toate acolo, ea... Are vă 2000 de hectare în față de pământ.
2000 de hectare. Da, bine, are, dar are pe 300 ale lui, pe 300-300 ceva. Dar are, în județul Galați, la Braniștea, pe marginea Siretului, pe acolo, pe zonă. O zonă bună, adică dacă e suprafață mare, poate să exploateze... A zis că mai are acum, parcă că mai are 200 de hectare sau 100 de hectare, mai avea seară de floarea soarelui. La trei era. S-a făcut floarea soarelui... Mi-a zis că acum a făcut cu 3.800, 3.500, păi depinde cum era lui. Recolta în România de floarea soarelui a fost record, n-a mai fost... A fost și porumb, a fost și grâu. Și porumb, și grâu. Asta e 5.500. Da, da, așa. L-a dat, l-a dat pe internet și pe ăștia predoiași. S-a făcut tot, s-a făcut tot. Porumb, grâu. S-a făcut. S-a făcut și. Asta a fost salvarea noastră, că ne-a ajutat agricultura. Ca economia. A fost bine. Bă, cine brează? Economia națională. Ia scot un bocilor. Bre, asta e o politică, nu are de vreo. Deci, ăștia-i faci. Eu am găsit odată pe la Litata, pe sunt cu apea asta, că am luat arhiva de pe aici de am plecat, am găsit de înainte de 46 am găsit niște de astea cum se dădea de la Consiliu, nu puteai să pui porumb mai mult sau floarasoare sau ceva. Deci un cam așa vrea ăștia acum. O restricție de teren la nu, nu are aici o legătură. Deci acum, indiferent, noi acum alergăm, de exemplu, eu sunt din zona Caracalului, Olt. Aha. În zona aia... Tu unde ești, mă, tali de vot? Din Caracal. Chiar din Caracal? Da, la 12-14, între eu Caracal și Corabie. Eu am făcut armată în Balș. La Balș, da. Balș. Platina. Da. Și în Pitești. Am avut unitatea militară din Pitești. Am fost la aprovizionarea unității. Da. Ai colindat. Aici am făcut un Novac din Craiova și aduceam alimente la 2000 și ceva de militare. Aveam în rafinerie la Pitești, la Schitul Golești, pe cealaltă. Am fost la munci. Munci agricole, pe din voie. Munci agricole, da. Deribau, cum îi spunea atunci. Deribau. Munci agricole. În 75, tot datorită animalilor, am fost în Balta Saltază, la Hârșuva, acolo, și mi-a dat o condamnare. Și am executat 8 luni și 10 zile, dintr-un an și 4 luni. Și când m-a depistat, m-a dat imediat la vânător de munte, am făcut armată perioadă, și când a venit cazierul, trec la Pitești, la Deribau. Da. Și acolo băiatistez, nu știu ce, m-a băgat la provizionarea unui. Păi da. Și dacă m-a băgat, de-aia ți-am spus. Știu toate satele, până Pelești, până... Pe unde? Colinda, pe unde? De la Caracal, acolo, spre Craiova. De la Balș până în Craiova. Da, da. Și am... Poate dacă nu mi-amintesc că am fost în Corabia, nu în Caracal. Corabia, da, da. În Corabia luam alimente. Aia, da, și ai trecut prin Vlădila, între Caracal și Corabia e Vlădila, ca la, de la Caracal spre Corabia la 14 minute. Cum îl cheamă pe inginerul care a fost aici, tot după zona, în Corabia era. Care a plecat vecia, care avea costură. Aaa, de la șeful meu, de la Felix, mai cum ești. Deci lumea a mai trecut și pe acolo. A făcut armata acolo, am făcut școală de pădurare în Moldova. Mă întâlnesc cu dintre aia de Moldova. Da, sau da, normal, nu știi. Deci zonele e cunoscute de mine. Dacă eu am fost la munci și am fost la aprovizionare, aveam subunitate în Chitul Golești, aveam subunitate în Balș, aveam subunitate în Slatina. Ia zi măi copilă, nu-i bine. Dacă îți dau doar pe ceafă acum. Și aștia se muta când avea, la Melana, în câmpul lui Moldovean, în Mușel. Când am fost în câmpul lui Mușel. Ce face la centrele mele? Când construia aia fabrica Melana, acum eu toți astea mi-a dat, toți astea. Te-ai dat mai jos? Că e crasă. În 91 am vrut să fug din țară. Bă, ce-i face băiarul ăla acolo? Nu știi că are cât un moment așa de reculegere? A, de stai așa. Până să arde grăsimile alea, așa.